Vei Gabriel și în Buzău ocupația mea este taximetrist de aproximativ 5 ani. Iar ca un hobby bizar, aș putea să spun, este activismul. Activismul care ar trebui să-l facem toți, indiferent de ce, știu eu, partid sau ce funcție sau ce categorie de oameni suntem, sau indiferent. Activismul în care eu doresc întotdeauna să atrag atenția, să arăt lucrurile care nu sunt ok, să se facă ceva în orașul ăsta, să se îndrepte ceva. Cam asta ar fi ideea, ideea de bază. După care restul, dânșii care ne conduc, nu? Politicul și primăria și în general primăria, la noi aici în Buzău primăria. Primăria, primarul, consilierii care nu-ți dau voie să vorbești, te dau afară din ședință. Pentru că e greu să vină cineva, așa cum spuneau, să-i certe în ședința de consiliu. Să-i certe. Eu nu vreau să-i cert. Eu practic am reprezentat o voce a unor cetățeni de aici din Buzău. Și nu trebuie luat ca o ceartă. Trebuie luat ca o realitate. Și faptul și modul să vorbești e cel mai important. Adică au murit oameni 89, să putem vorbi, să ne putem spune părerea. Să... Acum să ni se ia și acest drept, revenim iarăși la anii comunismului. Nu? Da, ai rezolvat ceva prin sesizări sau prin videoclipuri? Da, prin sesizări în general și prin filmări. Prin sesizări să știi că în general unele se mai rezolvă, altele nu se rezolvă. Adică unde este așa, cum să spun eu, unde nu sunt interese, se rezolvă. Unde sunt interese, este ca un zid așa, care nu poți trece. Înțelegi? Este exact ca un zid unde nu poți trece. Asta e adevărul. Și acel zid e format din cine e format zidul? Din oamenii care ne conduc. Corupți, toți se cunosc între ei, crângătură veche, de 30 de ani, poate 40 de ani se cunosc și au lăsat și moștenitorii unii. Adică tată, fiu, știu eu, și-au lăsat din tatăl fiu. Adică dacă eu am făcut o afacere cu tatăl respectivului, îl are băiatul sau fata sau și să cunosc. Lucrurile merg în continuare. Noi rămânem cu străzi neasfaltate, cu trotuare, datori pe viață la stat, deși plătim taxe, impozite și tot ce trebuie în orașul ăsta. Am văzut la domnul Silviu Roșioru pe Facebook, ai câștigat un premiu. Ce constă premiul și da, ce ai propus? Premiul este simbolic, așa cum și dânsul a spus, 100 de lei pentru cea mai bună propunere. Eu i-am propus în felul următor. Am propus faptul să se înființeze o comisie formată din consilieri și cetățeni. Cetățenii care doresc să-și pună punctul de vedere, să-și pună supărările, să-și pună oful, să-și pună necazurile. Adică așa cetățeanul spunându-i în față consilierului care el l-a votat sau ceilalți cetățeni l-au votat, acel consilier să se simtă obligat să facă ceva pentru cetățeni. Nu să vină în ședința de consiliu, poate nici n-a citit majoritatea, nici nu citesc proiectele, ce a spus domnul primar, ridică mâna și gata, s-a aprobat sau nu s-a aprobă sau chestii de astea. Cetățeanul în toate privințele cetățean să nu mai fie afectat. Pentru că
suferim, suferă și cetățeanul și oricine din acest oraș. Ba să ia căldura, ba nu sunt șosele, ba nu sunt... Deci orice problemă. Cum a fost atunci când a venit doamna Viorica Dăncilă și un cetățean a început să țipe în gura mare doamna Dăncilă, domnul Toma, Pete 4 din Broștin sau din Durobanți. Cazanul acela care nu prea am înțeles nici eu, nu vreau să mai dezvolt ideea. Dar aceste probleme care le au cetățenii nu trebuie să ajungă să așteptăm să vină nu știu ce lider, că vine Orban, că vine Viorica Dăncilă, în care noi să-i spunem oful știu eu, lui Orban sau la Viorica Dăncilă. N-avem nevoie să ajunge tocmai acolo. Trebuie să spunem consilierilor care sunt pe plan local problemele, să ne le rezolvăm între noi, după care să rezolve, asta e important, că nu o să se rezolve Orban, nu o să se rezolve Viorica Dăncilă chestiile care trebuie să le rezolve primarul și consilierii. În general, cam asta. Și vreau să înființez o comisie în care domnii consilieri, o dată pe lună, să vină în ședință, să participe voluntar. Adică nu să îi obligăm. Care vor, care nu vor, nu e nicio problemă. Cetățeanul și noi în general și Facebook și toate rețelele astea de socializare o să vadă câți consilieri au venit, 2-3, luna viitoare câți au venit, 2-3, nu e nicio problemă. În timp ne vom da seama cine se implică și cine nu se implică, atunci este clar că acel consilier nu are ce să caute în... nu o să-l mai voteze lumea. Automat nu o să-l mai voteze lumea. Va deveni o nulitate politică. Asta am propus și văd că domnul Roșior a fost încântat de această idee. Acum ideea a trebuit să pună în aplicare, să vedem ce... Nu știu cum va trebui să voteze sau consiliul local ca să aprobe. Nu prea am înțeles cum... Trebuie o sală să ni se dea din primărie de acolo. Și cam asta ar fi propunerea. Și cu premiul ce ai spus că o să faci? Adică o să-l donezi? Cu premiul, da, o să-l donez unor bătrâni. O să fac un videoclip unde o să-l donez, să nu se interpreteze că știu eu am făcut chestia asta pentru 100 de lei. Înțelegi că la noi mentalitatea noastră totul e posibil.